lipsă. O situație anormală a ieșit la iveală după ce statul a decis să plafoneze tarifele la RCA pentru 6 luni. Costurile cu reparația unei mașini depășesc de 30 de ori valoarea ei de piață. Cel puțin asta reiese dintr-o adresă trimisă de asigurători la Parlament. Sunt reclamate facturi umflate de serviciurile auto. Pentru o mașină cu o valoare de aproximativ 80.000 de lei, costul total al facturii de reparație a ajuns la 233.000 de lei, adică de aproape 3 ori valoarea mașinii. Din costul total, 172.000 de lei costă doar închirierea mașinii de schimb. Altă mașină, aceeași situație. Valoarea autovehiculului era de 19.000 de lei, iar factura de reparație 639.000 de lei, adică un cost de 32 de ori mai mare. Și aici valoarea închirierii mașinii de schimb reprezintă o sumă absurdă, 631.000 de lei. Serviciurile dau vina pe asigurători, pentru că întârzie cu reconstatările. În multe din situațiile astea regăsim un număr de zile foarte mare. Ok, sunt situații în care și quantumul zilei de închiriat este mare, dar în același timp, la cantitate, într-o factură, acolo reprezintă numărul de zile de închiriat. Pe când vorbim de 345 de zile de închiriat, adică un an de zile în care el și-a închiriat mașina. Pentru ce și-a închiriat mașina? O reparație nu poate dura 345 de zile sub nicio formă. Acolo este, de fapt, neglijența asiguratorului de a-și îndeplini obligațiile pe care le are de păgubit la timp. De ce asiguratorul nu a răspuns solicitării în cele 3 zile stabilite prin lege? Dacă asiguratorul ar fi răspuns în timpul respectiv solicitării, nu s-ar fi ajuns niciodată la numărul atât de mare de zile de închiriere, care s-a transformat într-adevăr într-o valoare foarte mare a facturii de lipsă de folosință. Asigurătorul trebuie să plătească despăgubirea păgubitului sau trebuie să-l despăgubească pe păgubit. Dacă cineva în urma acestei joncțiuni folosește elemente din legislație pentru a-și maximiza profiturile, înseamnă că asistăm la cu totul și cu totul altceva. Asistăm la un business mascat de cu totul și cu totul altă natură. Singura soluție corectă este ca despăgubirea să se facă la valoarea prețurilor de piață. Dacă dumneavoastră suferiți o daună pe o mașină și reperul respectiv costă 100 de euro, despăgubirea va trebui să fie la valoare de 100 de euro, nu la valoare de 600 de euro sau de 1000 de euro. Ăsta este un principiu cât se poate de clar și în codul civil și în legislația asigurărilor de oriunde din lumea asta. Cei mai afectați sunt evident șoferii. Atât timp cât facturile de despăgubire sunt de câteva ori mai mari decât cele reale și prețurile polițelor RCA vor fi ridicate. Președintele Consiliului Concurenței propune limitarea costurilor cu manopera și cu închirierea mașinilor de schimb. Ca să rezolvăm problema, trebuie să ne uităm la elementele de cost. Și de asta noi am spus, domne, hai să facem o referențiere și la reparații. Cum poți să faci referențierea asta? Nu e foarte complicat până la urmă. O piesă de schimb. Știm costul. Există site-uri, da, unde se găsesc. Da? Cred că două mari site-uri, da? Unde afli prețul pieselor de schimb. Da? Deci, pe care îl plătesc toate serviciurile, doi mai manopă. Deja în hotărârea de guvern adoptată miercuri, prețul închirierii mașinii de schimb a fost plafonat la prețul mediu din piață și la doar 30 de zile de la data constatării. Șoferii nu au constatat până acum diferențe foarte mari de prețuri între reparațiile pe RCA și cele pe care le fac pe cont propriu. Atunci când s-a întâmplat, nu, lucrurile au decurs într-o manieră fluentă, nu, n-am întâmpinat greutăți. Adevărata problemă la RCA este că sunt societăți care nu asigură servicii pe măsura celor reclamate de către beneficiar. Dar aici intrăm în zona de tarife. Problema ar fi la doar 20% dintre cazuri, adică doar la anumite servicii și doar la anumite companii de asigurare. Și discutăm despre acest subiect în minutele următoare cu jurnalistul Digi24, Claudiu Pândaru, este alături de mine în platou. Bine ai venit, Claudiu. Vedem aceste facturi umflate care au fost trimise de asigurători în Parlament, în contextul în care știm că în Parlament se discută despre aceste tarife plafonate când vine vorba despre RCA. Cred că toată lumea, toți cei care s-au uitat la televizor și au văzut materialul de mai devreme, își pun această întrebare. Cum ajungem în situația în care putem, iată, să reparăm o mașină
care să coste de 30 de ori mai mult decât am dat în momentul în care am cumpărat acea mașină. Da, și de fapt problema este că ajungi greu să o repari, fiindcă această discuție, factura și plata facturii, se poartă între service și asigurător. Cel care suferă e însă clientul. Atât cel care plătește asigurarea sau se duce să repare mașina pe asigurarea celui ce l-a lovit, deci el și nevinovat, dar și plătitor cum? Prin timp. Pierde timp. Din această neînțelegere, lipsă de seriozitate a unor asigurători și apoi dublată și de lipsă de seriozitate a unora dintre cei care se ocupă de repararea mașinilor, în tot acest cerc vicios, cel care pierde este clientul. Este cetățeanul obișnuit care trebuie să aștepte până uită că mai are o mașină la reparat sau să aștepte după... Tot sistemul în România este, din punctul meu de vedere, prost construit. Ar trebui să înțelegem odată pentru totdeauna, fiecare dintre noi, că în România polițele astea obligatorii de asigurare a mașinii sunt mult mai ieftine decât ar trebui să fie în realitate. Ce au făcut acele firme care acum au intrat în insolvență a fost să vină în piață cu niște prețuri de dumping care nu reflectau în realitate riscul și mai apoi acoperirea riscului pentru a atrage un volum mare de clienți și pe urmă să dispară cu banii. Că asta s-a întâmplat. Da? Coborând însă prețurile, ele au ajuns să nu reflecte de fapt realitatea. În România se întâmplă, mă uitam pe statistici, de două ori mai multe accidente rutiere decât în orice altă țară europeană. Cu toate astea, plătim printre cele mai mici polițe obligatorii de asigurare. Cum vă explicați lucrul ăsta? Adică e normal? Să ne înțelegem, nu ai cum să plătești puțin și pe urmă să ai așteptări mari. Că nu e firesc. Din păcate, nu așa se întâmplă lucrurile. Că unii pe urmă se folosesc de prilej și cresc, ridică prețurile mult mai sus decât ar trebui, și asta e adevărat în unele cazuri, fără să generalizăm. Nu toată piața se comportă așa, nu toți jucătorii din piața de asigurări lucrează și joacă așa. Sunt oameni, sunt companii care își fac datoria cum ar trebui. Dar aici, în această piață profund denaturată, lucrurile ar trebui să fie schimbate din temelii. Iar această schimbare... Dar e complicat dacă e să ne uităm după ce spune Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. De eu nu știu de ce domnul Bogdan Chirițoiu este atât de des întrebat de piața asigurărilor. Că nu domnul Bogdan Chirițoiu se ocupă nici în a supraveghea și nici a reglementa piața asigurărilor. Se ocupa ASF-ul. ASF-ul are cheia rezolvării acestei probleme. Așa cum avea și cheia prevenirii unor probleme grave care ne costă pe fiecare dintre noi. Cred că nu suntem conștienți, dar asigurarea obligatorie asta ieftină pe care am plătit-o ani de zile, uneori asigurându-ne la astfel de companii, o decontăm acum indirect. Da, sigur, nu primim factură, nu ne doare că nu vedem suma, dar o plătim indirect acum pentru că banii ăia lăsați liberi, mașinile alea, sutele de mii de polițe și de păgubiți care acum își așteaptă și își vor aștepta în continuare banii, sunt oameni care vor fi despăgubiți tot din bani dați de fiecare dintre noi. Deci noi am plătit o poliță de asigurare direct a celor indivizi și acum mai plătim indirect din taxele și impozitele pe care le dăm statului regulat, mai plătim indirect diferența până la polița de asigurare. Dacă vreți să vă uitați așa, în realitate s-ar putea atunci când ajungem și calculăm să constatăm că polița de asigurare nu e atât de ieftină. Dacă am luat sumele alea pe care ar trebui să le aducă statul român pentru a completa neseriozitatea și
Am să mă opresc aici, că sunt niște dosare penale în lucru. Sper să se finalizeze pe durata vieții noastre. Dar dacă stăm să calculăm banii aia pe care statul român ar trebui să-i aducă și pe urmă să-i împărțim la numărul de polițe din această țară, ne vom da seama că pe acolo riscăm să ajungem cu prețul corect pe care ar trebui să-l plătească românii pe o poliță de asigurare. Nu ai cum să te aștepți să fie atât de ieftin. Acum, cazurile despre care vorbim. Cazurile despre care vorbim sunt strigătoare la cer. Da, sigur că nu e un comportament economic corect. Sigur că nu este normal ca banii și sumele astea să amețitoare, care nu reflectă deloc realitatea, să existe. Dar iarăși, totuși există. Iarăși există niște oameni care reglementează piața asta. ASF-ul. ASF se numește instituția care trebuie întrebată, trebuie să explice și încă nu am înțeles concret. Nu am înțeles concret ce a făcut ASF-ul după ultima problemă majoră din această piață ca să nu se mai întâmple din nou peste câțiva ani. Mulțumesc, Claudiu. Cu siguranță vom mai discuta despre acest subiect, mai ales că vedem ce se întâmplă în Parlament. Mulțumesc pentru prezență și pentru discuție.